Doic, treic, pătric, cincic. Jocurile copilăriei de altădată se regăsesc și astăzi în satele doljene. Elasticul, coarda, voleiul sunt preferate de fete, iar băieții se întrec cu bicicletele, joacă fotbal și tenis cu piciorul. Ne plimbăm cu bicicleta, ne jucăm unele jocuri care se joacă pe la noi, elastic, coarda, ne jucăm multe jocuri. Îți place aici? Da. Ce anume te încântă? Păi îmi place că am prietenii, că am cu cine să mă joc, că sunt la țară. Mă mai plimb cu bicicleta, mă mai joc fotbal cu băieții, mă mai joc tenis. Ai fost plecat undeva, în altă parte, în vacanța asta? Nu, n-am fost. Am rămas aici. Calculator, ceva? Nu prea ne băgăm noi, dar e că este plictisitor, da, calculator. Ce-ți place cel mai mult să te joci? Monopoly. În câte persoane se joacă? Maxim în 8. Și ai strâns atâția prieteni vreodată? Da. Am mult mai mulți. Ai plecat undeva în vacanța asta? Ți-ar fi plăcut să mergi undeva în vacanță? Da. Unde? La mare, la munte. Ai văzut marea până acum? Chiar dacă mulți dintre copiii de la țară nu au văzut marea și poate nici orașele, vacanța la țară le oferă mult mai mult, sănătate și dezvoltare armonioasă. Prin joc ei pot să învețe comportamente, pot să învețe foarte multe cunoștințe. Eu cred că mult mai natural decât în fața computerului, pentru că stând în fața unui computer îți folosești doar o parte a emisferelor cerebrale, sub nicio formă nu faci mișcare fizică și deci dezvoltarea generală poate să le fie foarte afectată. Din fericire, încă la țară, copiii au această șansă să se joace în aer liber.